Dacă vă spun ceva acum, fraților, nu vă spun din cărți, nu vă spun din filme, nu vă spun din viața noastră. Dumnezeu e martor și spun, ascultă bine, niciodată în 23 de ani soția mea n-a țipat la mine, nici măcar odată. Nici măcar odată. Dumnezeu e martor și spun. Să știți că nu-ți povește, vă spun. Nici măcar odată soția mea n-a ridicat tonul la mine, nici măcar odată. Să știi că se poate trăi așa. Eu nu știu cum e în casa ta. Nu știu ce cuvinte sunt în casa ta. Dar poate în casa ta sunt cuvinte jignitoare, poate sunt cuvinte care n-ar trebui să se audă niciodată într-o casă de creștini. Acum 21 de ani, Dumnezeu ne-a dăruit o fetiță frumoasă. Ești atât de drag să vorbesc de ea. Acum sunt modest, dar trebuie să spun, iertați-mă, e și frumoasă și deșteaptă, seamănă cu taică-su, e minunată. A terminat bacalaureatul cu 10. A depus la 10 facultăți aici în America și toate 10 au acceptat-o. Toate 10. I-au dat bursă 100%. Iar asta... Și de ce v-am spus? N-am spus așa ca o... Dumnezeu nu rămâne dator niciodată. Niciodată.